Republica bomba Oanei Zăvoranu la vestea că Pepe divorțează de Raluca. Vedeta face declarații în exclusivitate despre informația momentului. Ce mesaj le-a transmis celor doi, vă arătăm chiar acum. Din 2 noiembrie, România se va schimba. Nu mai o să fie ce a fost. Atenție, că a venit bomba care a zgudit România. S-au despărțit ăștia doi. Vă, să poate mai rău decât știrea cu COVID-ul? Asta e mai reamă decât COVID-ul, știrea asta. Pe joi seara, și cam avem șapte pisici. Da. Măi, Mădălina, toate șapte erau foarte agitate și constipate. Măi, cum n-au fost ele niciodată în viața lor. Acum noi, na, am zis că cine știe, poate bobițele, poate na, vremea, poate că s-a schimbat presiunea atmosferică, mai scăzută. Ce crezi? Aseară mă sună Corina și cu Marius, angajații noștri, menajera respectivă, administratul, și zice, băi, Oan, ce crezi, mă, s-au potolit pisicile, mă, nu mai sunt constipat. Pe brusc s-a detonat o bombă așa, toată agitația, a devenit așa, s-a așternut un cal. Zvoana, tu știi de la ce erau ele așa, mă? Pentru că urma să se despartă ăsta de asta. Venind dinspre Bran, spre București, am trecut pe lângă două mănăstiri. Ce crezi, mă? Știi că toate mănăstirile și bisericile au câte o icoană făcătoare de minuni, care mai plânge din când în când. Plângeau hohote, mă, icoane. Aolea, Ioana! Nu-ți dai seama, mă, că și icoanele plânge, că și ele simte tristețea. Și eu, dacă mă întreb pe persoana fizică, zic așa. Da. Dom'le, să nu se mai ceartă romii, să se împece. Să se împece. Să nu mai fuge de acasă, să stea împreună până la adânce bătrânețe și să se împece. Ăsta e mesajul meu.